Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile orei. În luna august, Garda Forestieră Suceava a efectuat pe raza județului Suceava peste 200 de controale care au vizat activitatea de pază a pădurii sau activitatea de recoltare, prelucrare și transport a materialelor lemnoase. Cu ocazia acestor controale s-au constatat 29 de contravenții silvice, aplicându-se amenzi în sumă totală de 88.000 de lei. La sancțiuni complementare s-au confiscat peste 230 de metri cub de materiale lemnoase. Din această cantitate, peste 30 de metri cub de lemn rotund s-au confiscat fizic, fiind puși în circuitul economic fără documente de proveniență. S-a constatat că pentru alți 200 de metri cubi nu s-au respectat prevederile legislației în vigoare, acest volum fiind confiscat valoric în cadrul controalelor efectuate la operatori economici. Peste jumătate din acest volum este lemn de lucru de rășinoase, dar s-au confiscat și 61 de metri cub de cherestea și 24 metri cub de lemn de foc. Într-o pădure proprietate privată din zona municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost constatată tăierea fără drept a 22 de arbori, cu un volum de 44 de metri cub și o valoare netă de peste 24.000 de lei, deoarece valoarea respectivă depășește de peste 150 de ori valoarea de referință a unui metru cub de masă lemnoasă. Garda Forestieră Suceava a depus o sesizare penală la parchetul de pe lângă judecătoria municipiului Câmpulung Moldovenesc pentru identificarea și sancționarea făptuitorilor.